Au trecut sărbătorile de mult, lumea s-a întors la muncă, dar în unele cazuri kilogramele în plus au rămas. Nu-i așa? Nicio problemă însă, prin dans le dați jos cât ai zice pește. Nu trebuie să faceți turul cluburilor noapte de noapte, ci e destul să mergeți la o sală unde antrenorul sigur va scoate untul din voi. Dar sunt atât de multe opțiuni încât e și tare greu de ales, de la hip-hop până la dans vienez. Care să fie, vă dăm noi un pont. Jasmine, o profesionistă între ale mișcărilor, spune că dansurile orientale fac minuni. Jasmine își petrece ore bune în sala de dans și după sărbători tot mai multă lume a venit să se înscrie la cursurile ei. Pe ritmuri orientale, frumoasa blondă ar dansa cât e ziua de lungă, iar cei care o privesc n-au cum să nu intre în ritm. Stop! Față! Stop! Stop! Spate! Stop! Stop! Și revin la pretenția. Cel mai mult îi place să antreneze tinere cu potențial mare de afirmare, însă pe lângă satisfacția de a fi un bun pedagog, Jasmine are încredere că stilul ei de dans vă poate deconecta de toate problemele și cu siguranță vă poate modela corpul ca niciun alt sport. Te solicită dansul oriental, adică, nu știu... Da. Noi acum, ce ați văzut voi acum, sunt mișcările de bază pe care fiecare dintre noi trebuie să le învățăm pentru a ști ce înseamnă acest dans, pentru a executa mișcările corect, elegant, frumos, pentru a fi feminine, pentru a ne pune în valoare, pentru a nu fi penibile. Dar în momentul în care am deprins aceste mișcări și începem să le legăm și să facem o coreografie, deja lucrurile se schimbă total, deja aici începe cardio. Solicităm toate grupele musculare, absolut. Pentru slăbit, pentru tonifiere, pentru absolut orice ai nevoie. Da, în modul ăsta merge constant cu ședințele, câte două pe săptămână. În momentul în care intervine cardio, acel cardio și mișcările sunt mult mai alerte, crede-mă, două sunt perfecte. Brațele rămân în lateral, mai relaxate și dreapta, stânga, dreapta. Dreapta. De greu este să predai dans oriental? Mie nu este greu atâta timp cât îți place. Eu știu cât de greu mi-a fost mie, pentru că eu n-am avut material de inspirație foarte mult și să înveți din timpul unui dans, mișcările arată altfel în oglindă. Pleacă punctul, vine bazinul. Deci trebuie să am o continuitate, da? Jasmine emană senzualitate prin fiecare mișcare. N-ar renunța la dansurile orientale pentru nimic în lume. Muzica, mișcările asemănătoare unei cobre și atitudinea pe care acordurile i-o impun o fac să se simtă încrezătoare, frumoasă și râvnită. Eu consider că o mișcare senzuală și foarte spectaculoasă poate să fie și o mișcare a brațului. Sunt mișcări ale shoulder-urilor care sunt foarte spectaculoase și senzuale. Sunt mișcări ale abdomenului, ale bustului, sunt mișcări ale capului care sunt la fel, dar toate astea se completează cu ce? Cu expresia feței, cu atitudine. Ca orice femeie, și Jasmine vrea să fie perfectă. Nu prea e mulțumită cu corpul ei și e convinsă că ar trebui să încerce și alte sporturi. Având în vedere că tocmai a trecut Crăciunul și Revelionul, nu! Eu am trecut peste faza în care mă mențin doar prin dans. Eu am nevoie de mai mult, știi că întotdeauna ai nevoie de mai mult. Am nevoie să merg și la sală, am nevoie să și țin dietă, am nevoie să le fac pe toate. Și faci ceva în sensul ăsta? Încă nu am, sunt pe punctul de a mă apuca acum.